Astăzi am ajuns la capătul procesului electoral pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, care se finalizează prin înmânarea certificatelor dobitoare ale alegerilor în funcție de deputat sau senator a unei părți din candidații în circunscripția electorală numărul 35 Suceava. Înainte de a trece la procedura propriu-zisă de înmânare a certificatelor, vreau să adresez mulțumiri tuturor competitorilor electorali din circunscripția electorală numărul 35 Suceava pentru maniera decentă în care s-au comportat în campania electorală. De asemenea, vreau să adresez mulțumiri domnului prefect Florin Sinescu pentru modul reproșabil de organizare a activităților administrative necesare pentru organizarea alegerilor. Și nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc membrilor biroului electoral județean. Domnul deputat, putem spune deja, Ștefan Alexandru Peșan. Mulțumesc de suflet tuturor celor care au participat la vot, care și-au găsit timp pe o vreme neprielnică să meargă în secțiile de vot. Datorită sucevenilor, datorită lor, suntem noi aici, ne responsabilizează și împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Nechifor, domnul primar Ioan Lung, împreună cu toți deputații și senatorii județului Suceava, să facem cu adevărat bine acestui loc, binecuvântat de Dumnezeu. Vă mulțumesc. Mulțumesc și domnului prefect pentru asta. Mulțumesc și colegilor și alegătorilor din zona Donelor. Și sperăm să facem ceva măcar pentru zona noastră, zona în care am născut, am crescut și trăiesc și voi trăi în continuare. Mulțumesc! Acestei funcții care este acum și de care trebuie să fiu mândră și vreau să le promit tuturor celor care m-au votat că voi face totul în interesul lor și în beneficiu acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și celor care m-au ales sănătate multe și le pot recunosc. Colegiul 5 și îi încredințez că voi face efortul să fac cel puțin ce am făcut și până acum. Nu-i uit nici pe cei din cetățenii din municipiul Plătice. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să le mulțumesc primul și primul rând celor care m-au susținut, alegătorilor din Colegiul 10, oamenilor care au avut încredere în mine și doresc să le mulțumesc pe această cale și colegilor, noilor mei colegi din USR Suceava, domnului președinte Alexandru Sandu Păișanu, domnului președinte Cătălin Nechifor, pentru tot sprijinul și toată încrederea pe care mi-au acordat. Vă mulțumesc și cel mai tare discurs al lui Tufan, nu? Asta e piesa.